La data de 24 ianuarie, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Slatina, cu sprijinul unui coleg jandarm din cadrul IJJ Olt, în timp ce acționau pe raza municipiului pentru siguranța cetățenilor, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a conducătorului unui autoturism ce se deplasa pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu. Conducătorul auto nu s-a conformat solicitării oamenilor legii, continuându-și deplasarea. Polițiștii au pornit de îndată în urmărirea autoturismului. În timpul deplasării, autoturismul condus de bărbat a intrat în coliziune cu gardul unui imobil, rezultând doar pagube materiale. Conducătorul auto a continuat să se sustragă solicitării de a opri. Mai multe echipaje de poliție din cadrul Poliției Slatina au intervenit și au blocat în trafic autoturismul respectiv. În urma verificărilor efectuate, polițiștii rutieri au stabilit faptul că autoturismul a fost condus de un bărbat în vârstă de 48 de ani din municipiul Slatina. Acesta a fost testat cu aparatul alcool test, rezultând o concentrație de 1,13 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge. Totodată, a reieșit faptul că acesta are permisul de conducere suspendat. Polițiștii biroului rutier Slatina au reținut bărbatul pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără a poseda permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.